ediția din seara asta o să fie de poveste. De bas. De bas. Ce frumos. Valsul este viața mea. Ce ușoară asta. Prietenele mele. Cu toate că România a avut foarte multe prințese reale, singura prințesă care este ascultată de români este Prințesa de Aur. Ce e asta, Prințesa de Aur? Cam ce crezi că e? Aș vrea un băiat care să stea cu mine degeaba. Pe care? Pe care să stea cu mine degeaba și să vedem dacă se naște ceva. Pa, vine Batman. Păi amestecăm poveștia. Batman! Vreau să vorbesc despre o problemă care mi-a mâncat tinerețea în ultima perioadă, pe care mi-a mâncat tinerețea, bravo, că nu mai știu acum. Ero, dar mai pune și noi mâna pe o carte, vă dați seama. Un meu partener e super cocalar, îl cheamă Robin Roberto, dacă îl știți, poartă mocasin, vă zic. E horror omul, vă zic, de fiecare dată când mergem să rezolvăm un jaf, el mai face unul. Zmeul zmeilor! Nu am voie să câștig nicio luptă, pentru că de fiecare dată la final trebuie să-mi vingă binele. Eu pot să-l bat pe fătălău ăsta frumos oricând, numai că îmi scapă, mi-alunecă printre degete. Dar propriu, că se dă cu tot felul de creme și de uleiuri esențiale. Crucianul, zmeul, zmeilor, hărăpălb. Cu tine vorbesc, băi, pussy! Greucianul cel puțin să mă ierți, dar să mă ierți, dar chiar e interlop direct. Sunt prietenii mei, sunt prietenii mei, sunt prietenii mei! A crezut cineva vrăjeala aia cum îl iau eu pe zmeul și îl bag în pământ până la glezne, bă! Eu... Bă, vrăjeală, mă, am zis și noi așa, ca să pară mai interesant. Ce s-ar fi întâmplat dacă pantoful de sticlă se potrivea mai multor fete? Exista chiar riscul să-l nimerească și pe Costel. Am nasul mic, ce vrei să fac? Am observat că vă lipsește o capră și v-ați ales un ied. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Știi ce știu despre Costel? Ce? El își sărută soția înainte de plecare. Așa este. Și de ce nu faci chestia asta? Păi ce mai eu știu pe soția lui Costel? Pe ce am înnebunit? Cum tu mai știi pe aia de că ce-au pitici? Antonia? Albă ca zăpada. Antonia. Gata! Deci să știi că între noi s-a terminat, nu mai am cuvinte. Se amestecă poveștile? Nu cred că mă... Cere și ți se va da. Mersi mult. Basmele Ai Umor se deschid pentru dumneavoastră. Plecați, regii, să trăi toate și pătrânezi! Ediția din seara asta o să fie de poveste. De baz. Superb. De baz. Costel, care este povestea ta preferată? Prâslea cel voinic și merele de aur. De ce? De mere. Da, Costel și seamănă cu prâslea. Pare că el arată destul de românesc, așa. Eu seamăn cu orice poveste în care există trei copii și eu sunt cel mai mic. Eu reușesc. Cătălin, care este povestea lui Creanga ta preferată? Eu nu cred că domnul Cătălin a ascultat povești când era mic. Cred că era preocupat să bată mingea sau să se certe cu niște băieți de la Scara 2. The Road, cu Viggo Mortensen. Frumos. Erai mic, ascultai povești la pick-up sau pe casetă? Da, am și acum foarte multe discuri. N-am avut povești pe casetă pentru că nu eram bogați, aveam doar un pick-up. De Hans Christian Andersen, de Jessica. Ce învăța din era acea o fetiță poveste? mică, da? Era o doamnă care n-a făcut copil și vrăjitoarea i-a adus o fetiță mică într-o coajă de nucă, a ținut-o într-o noapte și s-a făcut fetița și după aia i-a furat-o un fluture și degețica era pe o frunză de nufăr și a luat-o râul și a dus-o și a rămas femeia fără degețica. Ai cam adormit. Exact. Personaje de poveste aveți preferate? Păsările zlungile. Da. De ce? Păi modifica înălțimea și putea să ia orice de oriunde. Chelul e un fel de spân. Căpcăun? Nu, spân. Spân? Spân, da. Harapalb. Nu-mi place, nu sunt împotrivă. A. Și Delia? Cenușăreasa. Cenușărela. Ia. Cenușărela. De ce? De ce ți-a plăcut?
că avea pantofi frumos. Mie mi se pare că Delia ar putea să fie foarte lejer o profesoară nebună în Harry Potter. Cel puțin cu hai, cu parpalacele și cu pălăria aia litieră, lejer poate să treacă prin ziduri. Că astăzi, în juriu, veți avea un personaj de poveste. De poveste. Alice în Țara Minunilor. Nu, că nu e Țara Minunilor. Țara Minciunilor. E Țara Minciunilor. Altceva, altceva, nu. Altceva. Fetița cu chibrituri. Nu. Nu. Capra. Și voi trăiezi. Al doilea iet. Terminator 2. Ghionoaia. Vine Ghionoaia. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, veți alături de voi un personaj magic de poveste. Da. Este clar cine e. Uite că-i săpată în jur. Ia, păi cine, cine poate fi? Albă ca Narnia. Albă ca săpată. Să avem o seară minunată. Bă, da, arată, e arată, știi? Foarte bine. Arată albă ca zăpada. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt albă ca zăpada. Văd că ești albă ca zăpada a vremurilor noastre. Mi-am păstrat capul vechi. Dar acum am înțeles de la stiliștii voștri că este mult mai important să arăți puțin picior, puțin din brațe. Atunci nu aveam nicio șansă. În primul rând, mama vitregă m-a trimis cu vânătorul și i-a spus să-i aducă inima mea ca dovadă că m-a omorât. Pe bune? Asta spuneți copiilor la culcare? Dar la filmele de groază n-au voie? Pentru că nu sunt pentru vârsta lor, nu? Urât. Pe urmă, merg prin pădure, ajung la o casă unde stăteau 7 pitici. De unde 7? Nici antena unu n-a strâns atâția. Vreo 3 sunt aici, încă vreo 2 pe la te cunosc de undeva. Da. Și, sincer, nu e tocmai normal să-i numim așa. Pitici. Săraci. Au ajuns toți să creadă că dacă fac stand-up, vor fi mai înalți. Da. Noroc cu Delia. Ea le-a mai redat din demnitate. Acum, imnul piticilor noștri este cine m-a făcut-o mare. Asta cânta și Cosmin Seleși când a plecat, dar ce zic eu, nu cânta doar el, toată lumea cânta când a plecat. În locul lui a venit Pepe. Se întreabă toată lumea cum a ajuns acolo. Întreba un șef de pe la voi pe cine punem în loc și unul mai bâlbâit a zis pe și așa a rămas. Dacă nu se bâlbâia, a apucat să spună și propunerea. Vreau să-l pună pe Jorge. Dar e mai bine așa pentru că rămăsese Alina Pușcaș acolo și era cam aiurea să prezinte două femei. Dar să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Toți vin aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare. Ce s-a întâmplat cu mine? Mai știți? Da, indigestie. Căzută la pat, da. Târâtă pe frunze. Te duci prea departe. A venit o vrăjitoare să-mi dea un măr. Oricum, povestea mea este scrisă nu tocmai corect, pentru că, în realitate, când mâncam, apropo de ce ai spus tu, mărul otrăvit, a început Radu Banciu emisiunea și am regurgitat tot. Cu tot cu vierme? Tot. Totul este nepotrivit în povestea mea. Până și numele meu este greșit să-l rostiți astăzi. Albă ca zăpada. Nu e cam rasist? Deloc. Păi nu zice nimeni nimic? Deloc. Din ce văd? Copiii adoră zăpada, eu încă copilăresc. Aceeași poveste este valabilă și la Scufița Roșie. Am vorbit cu ea și oricum este foarte supărată și pe numele ei și pe faptul că lupul a abordat-o când încă era minoră. Și să nu mai spun că lupul s-a îmbrăcat în hainele bunicii. Ce era lupul ăsta, imitatorul Deliei? Că eu nu înțeleg. Și acum, frații Grimm, nu puteau să-mi dea și mie un nume predestinat succesului, să fiu și pe marile scene cu microfonul în mână, cum am fost cândva Cosmina Păsărin. Eu credeam că e nume de scenă, dar ea a dat, de fapt, un sens numelul ei. Ok,
E bine să apărăm drepturile persoanelor de culoare, dar să fie valabil pentru orice culoare. Aici un mare da pentru Delia. Bravo, Delia, care încearcă să pună toate culorile deodată pe ea. De la tine, Delia, mă aștept la un protest. Din cauza ta ne cred toți pe ăștia proaste. Pentru că vin tot felul de oameni pe aici, spun glume despre asta și tu nu zici nimic. Hai, mă, Delia, trebuie să te opui. Tu ai câteva milioane de urmăritori pe Instagram. Ai putea să candidezi la președinție. Păi cum stai aici degeaba, poți să stai și acolo. Maica mea vitregă era geloasă pe mine că sunt frumoasă. Dacă eram bărbat, de exemplu Șerban, mă rog, nu e un exemplu tocmai bun, dar dacă eram bărbat, mama vitregă nu mai trimitea în pădure, mă trimitea în pat și venea și ea. În povestea mea, femeia e doar frumoasă, nu? Îl durea pixul să scrie acolo, oglindă, ogrinjoară, cine e cea mai deșteaptă din țară? Nu răspundea nimeni, probabil, dar nu conta, trebuia să întrebe, nu? Și ce să vezi? Sunt așa de proastă că mă bate un măr. Cum adică mi-a rămas mărul în gât? De ce sunt transexual? Și a venit să mă salveze un bărbat. Ok. Adică eu nu eram în stare sau ce? Știi ce a spus prințul când m-a trezit? Aolo, vorbește mașina de spălat vase. Urât. Foarte urât. Deci sunt doar frumoasă. Și în schimb prințul e deștept, are mâini de chirurg. Îmi scoate mărul din gât și mă îndrăgostesc pe loc ca o proastă. Că noi femeile adorăm bărbații necunoscuți care ne bagă cu forța degetele pe gât noaptea în pădure. Am reținut gât. Da. După care vine faza aia cu lupul. A, nu, asta era din Scufița Roșie, nu? Da. Nu contează, dar oricum. Păi, pe bune, nasul mare, gură imensă. Păi asta este body shaming. Hello. Nu, eu mă gândesc serios să fac un ONG. Să fiu noua Greta Thunberg. Să militez pentru drepturile basmelor. Chiar și pentru mamele vitrege vreau să militez. Pentru că mi se pare că le-ați pus gând rău. Așa cum a făcut Costel cu prezervativele. A stat atât de mult în fața oglinzii, nu Costel, mama vitregă, încât a crezut că vorbește oglinda cu ea. Bine, poimine, se înscrie în aur și de acolo până la Diana Șoșoacă mai e doar un pumn de expirat. Eu sunt revoltată. M-a lăsat vânătorul în pădure. Superb. Care pădure? Nici măcar mai am să mă ascund. Ați tăiat toată pădurea. Au rămas trei copaci amărâți și ați pus alte gunoaie în loc. Uitați-vă pe orice grilă de programe. După care, finalul, despre care e cam greu să mai spui ceva. Și-am încălecat pe o șa. Urmare, o știe cineva? Nu, vă spun eu. Am încălecat pe o șa. M-am dat jos după jumătate de oră, când am dat seama că nu era niciun cal sub ea. Hai, vă pa, pa, pa. Okay. Bravo! Bravo! Da, da. Pe criză, că am puțin material. Doamna Albă ca Zăpada, vă invităm lângă noi. Era decupată? Eu n-am voie să văd, îmi pare rău. De la soție aici am implantat un chip și cum apare goliciune, se blurează. Nu mai văd. Tu nu ai de la? Ba, normal. Dar du-te și ajut-o, că așa-i frumos. Albă ca Zăpada nu coboară singură. Hai că mă duc eu ca pitic. Aș fi vrut un prinț, da, e ok și un pitic. Ești drăguț? Da. Cum te cheamă? Glumirică. Pe mine mă cheamă al treilea pitic. Ce, nume dubios? Da, hai să te duc la Mutulică. A, Mutulică, ești cam e mare, nu? Nu este mai frumoasă ca Albă ca Zăpada, ei a fost superbă. Și intrarea și cu atmosfera și nu, și rochia și tot. Bună seara. Bună seara. Nu ești mamă vitregă, nu? Nu, sunt Zvarbita Argintie în seara asta. Și unde stau? Uite, ia loc, să te simți bine, să nu te stresezi. Mutulică e cu mine. Mă scuzi. Primul pe care le-au real. Jur. Felicitări. Respect. Am fost agresat de către Albă ca Zăpada. Voi depune mâine dimineață plângere. Fără să vreau, îmi pare rău că dau seama că pare să fie dureros. Am fost bătut, chinuit, torturat și cel mai important că voi cere daune. Doare? Ce femeie puternică. Ești ca o lebădă. Ah, e un compliment. Mulțumesc. Așa să e. Bună. Bună. Pare bine. Am auzit că sunteți un pic mai brutal. E un nuc. A, e un nuc. A făcut treabă minunată. Mă scuzați. Doamna Albă ca Zăpada, am o întrebare. Da.
Hai după ce v-ați căsătorit... Alba, că el, doamna Alba. O țin eu. Consider că orice prințesă, vie sau moartă, are nevoie de un sclăvoi care să-i care trena, că altfel n-ar mai fi prințesă. Astăzi am renunțat la libertatea mea proverbială și, serviabil, am cărat geamantanul ăla de dantelă, care ar putea să îmbrace cel puțin 30 de eschimoși. Eu am o întrebare. După ce v-ați căsătorit cu prințul, ați luat numele lui? De fapt, nu ne-am căsătorit niciodată, pentru că mi s-a părut de atunci, deși nu erau vremurile potrivite, mi s-a părut că era misogin. A fost doar așa o chestie de fațadă, de dragul poveștii, să zic că m-am căsătorit, dar eu nu m-am căsătorit, de fapt, niciodată. Deci eu sunt în căutare, practic. Nu, n-am rămas. Dar te rog frumos, să vedem ce... Ok. Eu mai am câteva întrebări, doamna Albă ca Zăpadă. Da, ați mai păstrat legătura cu piticii? Nu, au fugit. Și nu înțeleg de ce. Doamna Albă ca Zăpadă, noi am avea nevoie de 7 pitici. Aveți idee unde îi găsim? Tu, ce înălțime ai? 1,69. Se cadrează? Un fel de semipitic. Semipitic. Eu sunt medium. Tu care ești dintre cei 7 pitici? Rușinos sunt eu. Rușinosul? Ofticiosul, morocănosul și rușinosul. Da. Noi doi suntem înțeleptul și bucurosul și Răzvan și Dani. Da. Cer să-mi dau seama de poveste este. Dacă de Lord of the Rings. Peisajul pare așa puțin Lord of the Rings. A, poate să fie Thor sau poate să fie... Da, ce Thor, poveste, poate ce să fie, e ceva nordic oricum. Muzica asta spune... I called you when I need you and my heart's Mad on Max. Fire. You come to me wild and wild. E unul, mă, care înfige săbii în ceva, e Thor, e ceva... E zmeu, mă! Vine zmeu! Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru zmeul zmeilor! Ce este un zmeu? Hai să începem aici, ca să fiu clar, că eu, de când eram mic, am această dilemă. Desiși apar 7 zmei înfiorători, având pe cap piele de țap, pe trup piele de lup, la mâini piele de clin, pe față piele de rață, în picioare o pinci de arici, iar ca cingătoare, brâu de ciorlănare. Ce legătură are zmeul ăla cu zmeul pe care ne înalți când te joci? Păi nu, mă, că zmeul ăla zbura pe vremuri. Zmeul era uman, era cu chip uman. Te puteai îndrăgosti de un zmeu? Te puteai aborda fizic? Mai avea și tot felul de buzdugane, tot felul de arme speciale. Deci, fine, dacă avea buzdugane, înseamnă că avea și un membru cu care să țină buzdugane. Cel puțin un membru, deci o mână avea. Dacă avea o mână, probabil că avea și un picior, o aripă. Deci eu încerc să îl vizualizez. Vine zmeul acasă, înciudat pe mama sa. Adică mi-ești mamă, dar gândești să mănânci capul. O să vă scurați pe mine, dar mie toate astea, numele astea din poveștile românești, mi se par că sunt într-o anumită zonă. Mai da și Greuceanu, zmeul zmeilor, Carapaz. Greuceanu cel puțin să mă ierți, dar să mă ierți, dar chiar e interlop direct. Greuceanu, zmeul zmeilor, care s-au dus peste Carapaz, că aveau datorie. Bă, tată, nu, e direct poveste din cartier. Încerc să mă gândesc că mi-ar putea să fiu răpită de un zmeu, dar nu... Pentru că nu-mi dau seama cum arată exact. Nu știu ce să spun. Ce de extraterestru, Delia, ca să zici? Păi n-aș vrea să trăiesc un extraterestru într-un tur neapărat și să îmi facă rele. Prefer un fecior, un fiu de împărat. Poate m-am arit cu zmeul zmeilor! Ține și de foame, ține și de sete, n-ai putere să-mi iei tare! Nu te lua de ei, ăștia-s prietenii mei! Niște zmei! Don't fi pletoși sau chei, hai să te lovești la ori, dacă te iei, ne iei! Hora mai!
ciudat, dar zmeul e cel mai cool. Iată că avem și zmeul. Zmeul tuturor zmeilor, a.k.a. vraciul. Eu sunt persoana care uită 99,9% dintre concurenții care urcă pe scenă și au nerușinarea să revină. A fost o excepție și am recunoscut purtătorul de cuvânt al speciei dispărute. Nu era playback, nu? M-auzi. Zmeule! Ne auzi? A, ne ignoră, cred. Nu? Lasă-l să-și spună că e... A, bună! Bună seara, fetelor, bună seara! Ce faceți? Bună seara tuturor! Hei! Bună seara, mă bucur așa de mult că sunt în sfârșit aici la voi! Excelent. Ok, bună seara, Chelo. Și eu care credeam că am eu o șansă. Delia și... Albă ca zăpada. Well, happy Halloween, ladies! I have something to say. It's better to burn out than to fade away! Zmeul zmeilor, eu cred că era bipolar. Pentru că avea niște treceri din astea de personaje. A zis, bună seara, eu sunt zmeul... Bună seara, sau ceva de genul ăsta a zis. Bună seara, sunt zmeul zmeilor și pe aia zis, aha, am venit să... Dragi fanei bastelor, eu sunt zmeul zmeilor! Își face singur artificiile. Eu nu sunt nici Ana Maria Prodan și nici Costel în visele sale. Eu chiar sunt zmeul zmeilor! Astea sunt efecte speciale, dar nu... Yeah! Sunt imaginea răului într-o chiparea tuturor ființelor necurate de pe pământ. Vreau să vă spun că am avut o carieră foarte frumoasă, dar vreau să mă reprofilez. Au! Se face coafeză. Știu să zugrăvesc, să mut mobila, practic tot ceea ce face un actor astăzi pentru bani. Răul, fraților, nu mai are niciun viitor. Vă spun sincer. Înainte, copiii se ascundeau sub pături de frică. Acum, ei consideră că nici măcar nu exist. Mă tratează ca pe clatimă. Și că dacă n-ai măcar 5.000 de followers pe Instagram, nu existi. Păi pe mine mă cunoștea o lume întreagă. Și am ajuns să trăiesc din amintiri. Păi cine sunt eu? Trăi sud-est? Nu mai vreau să mă aud de roluri de-astea negative. M-am săturat. Oricum le ia Pavlu pe toate. Am venit să dau casting aici la Umor pentru că am înțeles că aveți nevoie de un nou jurat. Și am văzut că ați luat figurația și ați adus-o la masă. Scuze, Costel, dar pe fața ta scrie sunt aici temporar. Deci, el e nouul vostru jurat, a? Da. Slăbuț. Da, da, îmi stătea mai bine mie acolo, sincer. Am și o întrebare. Voi puneți numai actori care au terminat ATF-ul în locul ăla acolo? Ce s-a întâmplat? Nu mai sunt arabe libere în obor? Vreau să zic acum că ești țăran, că locul tău e la piață, Costel, dar mă rog, ești și ai umor o vacă de mulți, nu? Ce bună schemă! Delia, fii atent! Sunt foarte liber la momentul ăsta, sunt creativ, am o ofertă pentru tine. Sunt gata să-ți fac niște ținute așa de frumoase, să ia ochii lumii, să nu mai observe nimeni că faci muzică pentru pauza publicitară. Poți să arunc? E ok, deci putem să continuăm? Da! Ia-o de acolo, de la zmeu! Da, mulțumesc, mulțumesc! Dar ești foarte mișto așa! Da, și mie îmi place! Ești dar foarte mișto așa! Mă joc, când așa, când așa! E mișto așa, așa, așa! Mâna, Delia, mulțumesc foarte mult! Fraților, vreau să mă angajez pentru că trăiesc din pensia mamii mele de foarte mult timp și chiar mi-e rușine! Poate găsesc și eu un loc aici la Umor, un contract în alb ceva! Please help me, I do something crazy! Sunt bune și rolurile astea negative, nu zic nu, dar e prea multă presiune pe mine. Toată lumea dă vina că, vai, ce pățește prințesa, ce face prințesa. Nu am voie să câștig nicio luptă. Nicio luptă nu am voie să câștig. Pentru că de fiecare dată la final trebuie să învingă binele. Eu pot să-l bat pe fătălău ăsta frumos oricând. Numai că îmi scapă, mi-alunecă printre degete. Dar propriu, că se dă cu tot felul de creme și de uleiuri esențiale. Cu tine vorbesc, băi, pussy! Chelu, știu să fac o mulțime de lucruri. Sunt foarte serios și muncitor. Fii atent. Poate avea nevoie de un DJ nou. Cu o muzică mai actuală. Ce zici?
Fii atent, îți dau un nou beat pentru tine. Ia. Oh. Ce zici? A? Gândesc. Oricum să știi că ia, niciodată nu e prea târziu să te lansezi. Spațiu. Dar să știți că mă uit acum așa la Cheluș, la distanța asta, pare chiar foarte prietenos. Aș putea... Am fost, cum zice, gata să-mi fac noi prieteni, adică nu înțeleg. Aș putea ce spune că Chelu este pâinea lui Dumnezeu. Veche și tare. Din exact. Am mai zis. Eu l-am învățat pe Cristi Miculescu cum să cânte și să vorbească. Îl știți pe Cristi Miculescu? Da, zmeule. Întrupa Iris. Mă rog, Iris 2 acum. Fiți atenți. Cristi Miculescu Impression. A, o face pe cufund. Pe ce? O face cu fund. Bună seara, e umor tare, tare, Bulculești, bună seara, România! Da, mă, că nu e așa, mă. Bună seara, știți cum e foarte important. E bine. Stai, mă, Mihai, că nu e așa. Știți cum e foarte important să ascultăm muzică rock în continuare? Pentru că e o muzică de suflet, nu? Mai ales acum când s-a scumpit lumina, întreținerea, kilovatul, curentul. Foarte scump. Eu vă recomand să renunțați la becul clasic și să folosiți hai, numai LED. Zeppelin. Mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove all that. Să trecem de la gospel la greu. Mulțumim foarte mult, aplauze pentru Vraciu! Lași eu un CV aici, vă rog frumos, poate puneți voi o vorbă bună la Roșu Împărat sau la Spân. Nu cer mult, fraților. Măcar un post de prezentator la emisiunea aia Te Cunosc de Undeva. Da, pot să pun o vorbă bună. Da. Băi, nu zic, e bun și Pepe. Dar prea miroase a Calatis 2004. Hei! Calatis. Calatis. Până data viitoare, vă mulțumesc mult. Data viitoare vă zic așa, fiți atenți. Why don't you give me a call when you start take things more seriously? Here's my card. Asta mulțumesc Jack mult! Seara bună! Thank you! Jack Nicholson! Yeah. Putem să revenim you la greu. You can hand up the truth! Jack, e așa. Fii atent aici. Another night, another $25 million. Ăla a fost Heath Ledger from The Dark Knight. Wow. Let's now blow this thing other proportion. Da, ești nebun. Thank you! Mulțumesc, bă! Dar mai stai cu noi! Mai stai cu noi! Yeah! Braciu foarte talentat. Braciu trebuie trimis în multe producții până la Antena 1, că e potrivit pentru tot felul de emisiuni. Eu am niște întrebări pentru zmeul zmeilor. Tu ești un villain. Da. Un răufăcător. Exact. Și cum îi înveți pe zmeiuții tăi să facă față supereroilor români? Greuceanu, Harapal, Făt Frumos. Îi pun să se uite la Stand-up Revolution. De multe ori o fur și eu. Eu mai am câteva întrebări pentru tine, zmeul zmeilor. Magica, bă, tu astăzi ești beton, deci nu trebuie să dăm voie să-ți fac... În orice vas și în orice poveste, știm despre împărat care are trei fii. Că este fiul cel mare, fiul cel mijlociu și apoi este prâzlea. Tu, la zmeii tăi, zmeul cel mare, zmeul cel mijlociu, dar pe cel mezin, pe cel mic... Ce nume i-ai dat? Ce nume de zmeu să dai? La mine nu-s cu nume, la mine e 1, 2, 3, 4, 5, ajung acasă n-ai dat, și... N-ai niciun zmeu preferat, stai că îmi strici fresc. Zmei, aceste ligioane, fac copii. Zi-mi și mie câteva nume de zmei. Auraș. Auraș? Da. E un nume de zmeu, zmeiuț bun. Un prenume foarte bun pentru un zmeu este Clement. Clement? Clement? Sau Ramon? Ramon? Ramon, da. Ole! Smeurică, ăla cel mai mic. Smaian, eu ăla cel mai mare. Și ăsta mijlociu, Smectel. Pentru numele ăsta de Clement, ca nume de zmeu, care înseamnă foarte mult pentru mine, opa, o să te las fără întrebări. Mulțumesc! Chila. Chila e un nume foarte bun. Sișu.
Mă lași? Buzdu. De la Buzdugan. Doru. Doru. De la Sudoru. Eu vreau să te felicit din tot sufletul meu. Eu sunt în căutare de prinț. Încă sunt în dubii aici. Uac. Vreau să zic că mi se pare că ești foarte talentat și mi se pare super bine acest talent al tău de a te transforma de la un personaj la celălalt. și părerea mea este că ar trebui să vii și la Te cunosc de undeva la casting. Mulțumesc mult! O seară bună! Hai să cele bune! Yeah! Lasă-i în pace! Domnilor și domnilor, aplauze pentru Elsa și Ana! Ai, mă, ce drăguț! Prietenele mele! Mama, mă! Wow! Să rămână și să rămână! Bună! Hai afară la zăpadă! Să ne ducă dimineața! Cum era? Da. Tu știi piesa Hai afară la zăpadă? Da. Hai afară la zăpadă, hai un om să construim. Nu știu de ce nu îmi răspunzi, de ce te ascunzi, de ce nu ne-ntâlnim. Dar bănesc că ai văzut această poveste. Am văzut-o de multe ori. Știu, am văzut și varianta în engleză și am văzut și varianta dublată română, deci le-am văzut, le știu. Elsa și Ana sunt două personaje de desen animat lansate în ultimii ani spre groaza părinților care trebuie să cumpere Elsa și Ana. Și toate fetițele vor să fie Elsa sau Ana. Îmbracă chiar și păpușile găsite în cufere vechi în Elsa și Ana și... Elsa și Ana și nebunesc. Și asta cu dragostea între surori întotdeauna ni s-a părut dubioasă. Nu știu cum e cu dragostea între surori, dar nu e așa cum pare. Surorile se înțeapă mult, se bat, se... Nu e lapte și miere. Ieșiți afară la zăpadă și pregătiți împreună sau în continuare stă cu ignor? Nu ies afară la zăpadă în companii neplăcute. Nu, ne jucăm numai separat. Asta m-am întrebat și eu, tocmai de-aia eu trebuia să fiu regină. Fiindcă e bună la suflet, foarte. Cât tupeu și o brăznicie. Sunt rupă bunătate. Eu sunt regină, punct. Și voi avalanșa și pe voi dacă mă supărați, că știți ce putere am, da? Da, eu vă zic, știți. Să, vă zic să vă potoliți că e foarte rea. Nu, că deja foarte simt că iese zăpada din mine și odată vă... Vă e frig. Da, odată vă înghet. Te rog, liniștește-te, numai. Eu sunt prințesa Elsa și tare v-aș cânta Hai afară la zăpadă, dar la cât vă văd de serioși, v-aș cânta doar Hai, afară. Hai, afară la zăpadă. Iar eu sunt Ana, sora ei. N-o băgați în seamă, e obosită. Iar tu ești rea și enervantă. Ești exact ca ăla care se îmbracă cu hainele bunicii. Lupu. Nu? Ilona. Ilona e femeie. Termină-mă, Castea, nu-ți glume. Glumă ești tu, iubita. Bun, deci să vă explic. Am adus-o aici ca să-i găsim și ei pe cineva. Dar e și pretențioasă. Când am întrebat-o, mă, ce fel de bărbat vrei tu? Ea mi-a zis, aș vrea să aibă 30 de centimetri. Zic, nu-i problemă, vorbim cu Dan Badea. Deci, am adus-o aici să-i găsim pe cineva care să fie, mă gândeam așa, un băiat simplu, nu prea pretențios. Da. Cineva care să accepte orice, da. Și să nu prea iubească femeile. Eu mă gândeam la Jack, care are vrejul cât fasolea. Pe care? Eu mă gândeam la Jack, pe care are vrejul cât fasolea. În care? Vă rog să iertați, a fost la coafor înainte ca să arate bine pentru emisiune și cred că i-au băgat niște aer în cap cu fionul. Deci, care-i faza? Eu sunt prințesa Ana și sunt cam mică pentru măritiși. Nu vreau să mă mărit, eu vreau să mă experimentez. Adică aș vrea un băiat care să stea cu mine degeaba. Pe care? Pe care să stea cu mine degeaba și să vedem dacă se naște ceva. Pa, ești ca bărbatul ăla care își ține femeia lângă el, doar o ajunge să-l iubească. Scărlătescu? Bestia. Oh!
Mamă. Măi, m-am săturat de fețe acre. Vreau și un bărbat rânjit. Vreau un bărbat rânjit, nu ca ăla care dormea când s-a împărțit farmecul. Mărăcănosul. Nu, Teo. Da. La care dormea când s-a împărțit farmecul. Oh my God. Ce mă deranjează pe mine, știu, da, Teo, normal. Ce mă deranjează pe mine este că toată lumea ne folosește imaginea. Suntem peste tot. Ghiozdane, periuțe de dinți, patine, magneți, stingătoare, aprinzătoare, rotopercutoare, chiloții divelor. Fețele noastre pe toate bucile. Și cu toate astea, ne place Maria Popovici. Da. 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 Vezi, dacă am fost proaste și ne-am vândut drepturile de imagine la antenă, vezi, na, ce să-i faci? Aia e. Da, trebuia să păstrăm drepturile. Exact ca ăla care putea să fie plin de bani, dar acum face fețe amuzante pentru bănuți. Copot? Ola. Același. Apropo de bănuți, mă, tu mai știi pe aia de-i plăceau piticii? Antonia? Albă ca zăpada. Pe Antonia? Mamă. Ne scuzați, a băut apă de la genunchi, scuze. Da. Da. Știi care e chestia? E foarte bine că nu murim de foame. Nu murim de foame, că altfel trebuia să ne angajăm. Da, exact asta mai trebuia, să ne angajăm la standul de înghețată, să vină Delia la noi să ne întrebe dacă zăpada are gluten. Du-te, mă, baby! E greu. Foarte bun. E greu la patron, dar mai greu e pe cont propriu. Și ce zic eu? A? Noi chiar că am trebuit să plecăm, că avem de făcut niște ursitoare la Bragadiru. Ursitoare, mă, da. Da? Așa că te rog eu frumos, comandă un... Hai. Deja am comandat. Vă pupăm, am terminat. Ai, ai, ai. Bravo! Foarte jovial, foarte vesele, foarte... exprima multă bucurie, adică a fost o plăcere să mă uit. Postel este foarte curios să vă pună multe, multe întrebări. Dar noi nu-l lăsăm. Nu lasă-l, că mi-era tare dor de el. Da, noi am fost, noi am petrecut mulți ani împreună, 3 ani, de fapt. Eu am fost 3 ani cu una dintre surorile astea minunate. Împreună? Unde ați fost 3 ani împreună? La facultate, la una TC. Și tu ai stat mai mult. A fost repetentă? Este foarte adevărat. Mi-a plăcut mai mult actoria. Eu m-am tot întors la facultate, nu reușeam să o termin. Ca să o termine. Exact. N-a fost niciuna în iubita mea. Dar Ana Odagiu este una dintre cele mai amuzante femei pe care le-am cunoscut vreodată. Foarte mișto, amuzantă rău, pe bune. Aș vrea să intervin. Albă ca zăpada, îi plac piticii! Tu ce fel de bărbat îți dorești? Chiar și așa. Chiar și așa. Eu nu-mi doresc bărbați, eu nu-mi doresc nici femei, eu nu-mi doresc nimic. De ce? Pentru că am de toate. Cătălin Ștefanion, ai curiozități legate de Elsa? Mai țipați, m-am pierdut în poveste. Nu înțeleg nimic. Simt că vrei să pui o întrebare și eu simt că nu. Tu, necunoscut-o. Cum e să ai o soră celebră? Ana, greu. Foarte greu. Dezvoltă. Se târâie. Era bancul ăla cu elefantul și cu... Da. Și cu șoarecele. Da. Așa te simți tu, nu? Mă simt ca un șoarece, da. Vă spun eu bancul, că e foarte drăguț. Știm bancul. Lasă-mă, că ai întrebat-o pe Ada, eu o să răspund. Zi. Deci pe o potecă mergea un elefant. Așa. Să aia din ureche. Nu, am dat mai încet. Am dat mai încet, că se vorbește prea tare, nu mai poate, așa? Prea mult, nu. Pe o potecă mergea un elefant. Da. Nu, mergea, clopă, iau. Stai că nu era potecă. Era un pod de-asta care se tot mișca. Așa. O ia înainte elefantul. Mergea în spate șoricelul. Mamă, ce mai trăpăim. Exact așa, măi. Exact așa se simte și ea. Asta e bancul? Asta e. Atâta e. Dar ideea era să vă transmit cum mă simt. Și nici măcar asta n-am putut să fac ca transmisia cum mă simt. Vă voi vorbi și pentru săptămâna trecută. De ce ne am o problemă. Când mi se vorbește prea mult sau se vorbește prea mult în jurul meu și nu-mi doresc să ascult cu adevărat, nu am răbdare să ascult ceea ce nu vreau să ascult. Este foarte clar că astăzi am avut parte de un episod de genul acesta. Mulțumim fetelor foarte mult! A fost un moment... Mulțumim! Minunat de ascult! Mulțumim și noi tare mult! Vă pupăm!
mergeți afară la zăpadă? Foarte mult mi-a plăcut. Au avut spontaneitate, au interacționat cu noi, ne-au băgat în seamă, s-au hrăjonit cu Costel. Mi-a plăcut. Doamne, dar ce ați mai vorbit? Cum era Costel student? Așa. Da, vrei să spun cum era? Cum era, ia. Deci, am vrut să spun acolo, dar n-am apucat. Eram cu Costel, în anul întâi de facultate. Și ne-au dat, ne-au dat de făcut o scenetuță. Numai că nu puteai să o faci, Dumnezeule, pentru că Costel era foarte haios. Orice porcărie ar fi scos pe gură, eu râdeam cu lacrimi. Evident că m-au dat afară din clasă, pentru că și lui Costel îi venea să râdă. Numai că el se ascundea după canapea și de acolo zicea porcării. Hai, mă, dai ce-i un zi, nu știu ce, iar eu eram moartă. Și ce i s-a întâmplat între timp, dacă era așa haios? Deci e foarte haios, acum. E gelos! E gelos? Vreau efecte speciale pe chestia asta. Și vreau și eu, ia sora mea. Nu cred! Ce voiam să zic, multă, multă pentru Joker, vă mulțumesc că m-ați chemat aici. Ce înseamnă? Ce frumos! Valsul este viața mea. Ce mușoară asta! Delia, fie chiar ți s-ar potrivi rolul de prințesă. Nu i-a observat că nicio poveste prințesele nu nasc? Nu fac copii! În primul rând, de ce mi s-a pus mie numele Făt Frumos? Chiar de ce? Păi, până la urmă, chiar de ce? Frumos nu era cazul domnului Natanticu? Mă trage de mine! Dacă erai născut, erai nasc frumos! Nu clez! Iorban! Deci eu gata. Vreau să divorțez. Aoleu, ce ai făcut? Lasă că îți dau eu lapte. Stai liniștit. Mamă, laptele tău e praf. Nu este praf, e natural. Așa spui tu, așa ziceți toate. Nu cred că bine, mă... Și ți se va da. Mersi mult. Batman. Păi amestecăm poveștile? Oh, Batman! Poate până la urmă să-l găsesc un prinț. Nu sunt crime și nu văd de ce. Dar tu ești numai pe România? Sunt iertat cu ăsta de la conducere, de la Batman. Nu este mai mult și eu-s repartizat aici. Dar te-ai pus la o școală pentru Batman? Da, dar eu am făcut la distanță. Am luat diploma pe net, 300 de euro a fost. Gata. Da, bă, da! Gata, mulțumesc altceva frumos! Vă mulțumesc din suflet de invitație și dacă se poate de început, vă rog, haideți, multă, multă! Mulțumesc! Bravo, bravo, mai bravo! Mulțumesc, bravo. Mulțumesc! Nu mă așteptam să-l văd azi la umor. Drăcea. Mie îmi place foarte mult domnul Drăcea, pe la care eu am fost la podcast. Am vorbit despre haine, despre Adidas, despre chestii, foarte, foarte mișto. Drăcea. Ce voiam să zic, multă, multă pentru Joker, vă mulțumesc din suflet că m-ați chemat aici. Ce înseamnă? Ei, haideți că vă explic eu mai târziu. Ce-ai pățit cu mărul? Imediat să vine explicație. Hai să nu întrerupem vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Adelia, eu mereu. Vă respect, sincer. Nu stătea rău un Batman. Drăcea nu stătea rău deloc. Dar nu prea se fac bani din super beroiat sau cum îi zice, nu știu exact. A trebuit să mai iau și eu un job și vreau să vorbesc despre o problemă care mi-a mâncat tinerețea în ultima perioadă, pe care mi-a mâncat tinerețea. Bravo. Că nu mai știu acum. Ero, dar mai pune și noi mâna pe carte, vă dați seama. Vreau să vorbesc despre problema asta. Nu știu dacă știți, există o lumină care apare pe cer cu sigla mea noaptea. Toată lumea are impresia că lumina e pentru mine, că eu să vin să salvez situația, nimic mai fals. Faza e că eu sunt certat cu administratorul meu de bloc, pentru că nu mi-a mai plătit întreținerea o perioadă scurtă și mi-a tăiat lumina. Azi se fac 8 anișori de când n-am mai plătit întreținerea. Dar e destul de greu, îți dai seama, se mai întâmplă. Na, nici nu prea am mobilă în garsonieră, de ce să mă lovesc noaptea dacă stai să te gândești? Și lumina aia pe cer, eu cioaca unor tovarăși, că mai dau ei așa din când în când să-mi amintească că n-am eu bani de curent. E destul de ciudat ce se întâmplă. Mă deranjează că nu mă înțeleg deloc bine cu vecinii mei. Chiar ieri am fost la Asociația Locatarilor, acolo am fost la o ședință unde am propus să se monteze în lift o bară de aia orizontală ca să stau și eu ca Lilieci așa. Am văzut pe Discovery acolo. Da, așa este. Așa este. Da.
Mai e și bara. Acum, na, poate nu pare mult bara aia, dar altcumva urci până la 7, vă zic sincer. Adică e o chestie, e de respect acolo, dacă să mă întrebați pe mine. Și bineînțeles că de-abia am propus bara aia acolo și au început ăștia bătrânii. Că, bă, de ce porți latex, de ce vrei tu bara aia, că tu ești videoceatist? Nu prea are latex, poate are pe dedesubt. A venit în costumul de zi, ăla de noapte e de latex. Eu le-am zis că nu sunt videoceatist, adică aduc bărbații acasă, dar doar să-i dau cu ulei, că m-am mai luat un job, nu se câștigă nici din curse destul de ok. Vă zic sincer, sunt foarte nasoi vecinii mei, dar nu despre asta vreau să o vorbesc. Faza e că, deși eu vreau să cred treaba asta că sunt 50% liliac, eu sunt 100% om. Și e foarte greu să te adaptezi ca liliac în București, abia dacă am găsit o peșteră sub 150 de euro chiria. Vă zic sincer, e foarte greu. Până la urmă am găsit o garsonieră în drumul Taberei, lângă metrou. Când m-am mutat acolo acum 8 ani, proprietarul meu mi-a spus că o să fie gata metrou în curând. Din păcate, între timp el a murit, călcat de metrou. Îmi pare foarte rău că n-a apucat să vadă metrou din drumul Taberei, sau măcar pe ăla de la Victoriei care l-a omorât. A fost o situație destul de nasoală. Am avut și probleme foarte mari cu poliția, pentru că a trebuit să-mi conduc Batmobilul prin București și mi-a rupt roțile prin hârtoapele astea, vă zic sincer, destul de greu aici. La un moment dat stăteam la un semafor și au venit niște domni la mine să-mi vândă niște plastice, de alea pe care le bagi în centură ca să nu se mai audă, moarte la 6 lei sau cum se numesc alea exact, că nu știu exact. Am cumpărat alea, m-am dus la următoarea intersecție, m-a oprit polițistul și m-a luat, că de ce am alea, că de ce por latex, că de ce umblu cu numere de dolci în București, numai necazuri am avut, vă zic sincer. Eu i-am arătat actele polițistului, i-am zis, știți că noi suntem colegi, că și-o salvez orașul noaptea, adică nu e problemă de asta. El mi-a zis, bă, videoceatiste, în primul rând porți latex și în al doilea rând n-ai prins tu rău făcător câte băbuțe care vindeau pătrunjel ilegal pe stradă, am prins eu, așa că stai potolit acolo. Vă zic sincer, așa sunt cu poliția. Ce îmi pare mie cel mai rău e că mă grăbeam în ziua aia, că dacă mai stăteam cu el la vorbă, poate îl combina la un spandex, dar aia a mers mai departe în viață. Mă bucur foarte tare că mă întrebați despre iubita mea, discutăm și subiectul ăsta, sigur că da. L-ai întrebat? Numai două secunde dacă mă lăsați, că ce decizii proaste am luat pentru colanții ăștia. Iubita mea, Mirela, sigur că da. Am cunoscut-o într-o perioadă nefastă a vieții mele, când mă mutasem din America în Căzănești. E destul de greu, stăteam destul de prost cu banii în perioada aia, pentru că nu prea sunt locuri de muncă în Căzănești, sau oameni în Căzănești, sau nu prea e nimic în general în Căzănești și nu-i pasă nimănui de Căzănești. Ideea e că m-a deranjat foarte tare că Mirela nu m-a susținut niciodată cu ideea mea de afacere, acolo ne-am și certat prima oară, pentru că eu am vrut să inventez niște pătrate așa de pânză cu care să șezi nasul, dar nu șervețele, și am vrut să le brevetez așa, să le dau ceva din partea asta cu Lilia, cum mă gândeam să le numesc Batiste, sau nu știu, pe americaneză, Batiste, încă nu m-am gândit exact. A picat combinația, am pierdut și investiția aia de 100 de euro, dar nu vă mai încarc cu ale mele, că aveți și voi problemele voastre, nu vreau să vă povestesc neapărat despre treaba asta. Acum voi probabil o să mă întrebați, bă, Drăcea, bă, Batman, de unde ai cureaua asta super mișto plină de accesorii? Faza e că la un costum de peste 150 de lei avea și curea cu accesorii, eu l-am luat pe ăsta, o să ne prefacem cam niște accesorii pe mine în momentul ăsta. Mi-am dat seama de chestia asta prima oară când mi-am chemat un instalator la mine acasă și cum mă uitam eu la crăpătura aia care se formează la toată lumea aici la spate când te aplezi sub o chiuvetă. Zâmbetul instalatorului. Am văzut că în jurul crăpăturii avea o curea și avea gagiu acolo, ciocan, șurubelniță, cutie de sandwich, o măsuță, o trotinetă electrică, avea de toate în cureaua aia acolo. M-a impresionat foarte tare gagiu, am zis că o să-mi cumpăr și eu de asta și povestea restului de costum este destul de simplă. Pelerina pentru că e cool. Colanții, că am avut eu un necaz în facultate, dar nu vreau să vă povestesc neapărat. Mască mai port doar uneori când mă duc la petrecerile de swinger și chiloții peste pantalon, chiar nu văd de ce n-aș putea să port asta din când în când. La urmă e o țară liberă. Vă zic sincer, e greuț. Mă deranjează, în schimb, că se fac multe bancuri și multe glume pe internet despre mine. Mulți copii fac bancurile astea, dar îi prind eu la un moment dat. Nu știu dacă știți, e bancul ăla cu Bulă și Batman. Că mergeau la un moment dat Bulă și Batman pe stradă și au ieșit unii cu niște cuțite să-i jefuiască și la un moment dat Bulă s-a uitat spre Batman și a zis să-i bați tu pe aia și Batman a zis să-i bat, man, de glumă, vă zic sincer. Mai trebuie, eu așa avea glumă, nu mai ok, dar în fine. Ei, Batman. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare este faptul că nu reușesc să mă integrez deloc în cercurile mele de prieteni, pentru că, spre deosebire de mine, prietenii mei n-au nevoie de o bară de care să se agațe, dar cumva când îmi intră etichetele și banii de pe cursele, toți prietenii mei devin brusc atârnache. E o problemă destul de grea. Mă deranjează că, și nu înțeleg chestia asta, de fiecare dată prietenii mei merg la striptease, băi, în toate dățile în care am fost n-am prins niciodată bara aia liberă. Nu înțeleg unde e distracția aia acolo. De ce merg oamenii la striptease?
Și ce mi se pare mie cel mai nașpa de când m-am mutat în România e partenerul meu de rezolvat crime, pentru că pe Robin a trebuit să-l las înapoi în America când m-am mutat eu aici și noul meu partener e super cocalar, îl cheamă Robin Roberto, dacă îl știți. E horror omul, vă zic, de fiecare dată când mergem să rezolvăm un jaf, el mai face unul. Am probleme mari de tot cu el. Și când mă refer la el că mai faci un jaf, zic de faptul că poartă mocasin. Aia este cea mai mare problemă. Eu atât am avut să vă zic că mă duc acum, o să mă retrag în Berceni. Dacă vrea cineva să vină cu mine, vă mulțumesc din suflet. Sigur, spuneți. Da, domnul Costel, spune. Da, foarte mișto. Așa de rău o duci, Batman, că ți-ai manetat și casca? Domn Costel, 50 de lei sunt 50 de lei acum. Mie mi se pare că ți-ai vândut Batmobilul pentru un Batmobil. Nu, e că nici nu pleca Batmobilul meu de pe loc, doar în poze l-am pus bine acolo pe anunț, vă zic sincer. N-avea bani de benzină. E și matriculat pe Bulgaria, am niște situații grele. Dar e Batmobilul cu volanul pe dreapta, e cu volan pe dreapta, e pe GPL, nici nu e al meu. Am pus-o pe-am bătrână, n-a te vă dați seama că e impozitul mai mic. S-a potrivit Drăcea pentru acest rol? Da, pentru că pare genul de supererou în burnout. Nu ne-ai spus cu iubita. A, da, da. Dragica, da, aia, Margot Robbie, aia. Deci, eu i-am propus ideea de business cu șervețelele / Batiste, i-a comentat aiurea, am lăsat-o, aia, că merge bine acum, aia, am bani mulți. Ești singur? Nu, nu sunt singur. Dragica. Sunt între joburi. Bine, păi, până din pupa. Da, mă, că mai vrem să aflăm lucruri interesante. Sigur că da, vă răspund, domnul. Te grăbești? Mai mare. Nu, bine, a lăsat-o pe avarii, dar haideți că vă mai lăsăm la niște întrebări. Să întrebăm de cafeaua aia de liliac? Ah, da, exact. De la tine a plecat toată buba cu pandemia? Inițial de la mine, după ne-am dat seama că nu e ok să pui domn și am pus de liliac. Acum e doar de liliac și e bine, vă zic. Mai ai lilieci în peștera unde stai? Nu mai am, nu. Nu mai sunt? Nu, sunt singur pe chirie, acum e foarte greu. Mă descurc greu, vă zic sincer. Domnule Batman, mie mi se pare că ai cam același destin cu Irinel Columbeanu. Așa mi se pare că... Unde trăiești în Cosmopolis? Să vă audă Dumnezeu, să vă apară și cu mine un filmuleț pe gaura cheii, așa să mă... Aveți mare dreptate. E tot ce-mi doresc. Dar pe ce ai dat toți banii de ajuta, ai ajuns așa să rântorc? În general, pe costume și latex. A fost o investiție proastă. Mi-am pus și neoane la mașină, sunt multe necazuri. Facerea de bine, faliment. Exact, da. Batman a fost eroul serii. E clar că l-am mai văzut pe om. Nu știam că e numit Drăcea. Felicitări pentru numele de familie. Sunt mare fan Batman. Mi se pare că orice bărbat care iese noaptea din casă trebuie să iasă mascat. Azi e plin de camere și nu mai poți să ai încredere în nimic pentru că există telefoane cu cameră. Bine, bine, vă mulțumesc Batman. Din suflet. Păi mai vino că ești mișto. Aștept. Vă mulțumesc, mult. Vă mulțumesc. Sunteți, voi sunteți tari, vă pup. Dar nu mă așteptam să vină Drăcea. Adică foarte... Că eu sunt frumoasă, albă ca zăpada, trebuie să am și un prinț frumos. Corect. Iar Batman, eu știam că era frumos. Băi, e foarte bine, ce să mai... Personaj de poveste până la urmă. Până la urmă, da? Și o ocazie bună să mă îmbrac în colanți la TV. Asta zic, oricând eu colanț. Se rezolvă. Batman era foarte bogat. Să nu uităm că avea un butler, avea o casă în stâncă, avea nu știu ce sisteme din astea de pază, avea... Ce n-avea Batman? Și el săracul într-o peșteră amărâtă de 100 de euro. Ce e asta? O biată tânără, săracă, urgisită de pe familia vitregă, care aruncă cu pantofi pe geam în stradă, așteptând să urce cineva să-i dea înapoi. Cinderella, you don't need to go to the ball. Please, stepmother, I spent weeks making this dress. My future depends on it. Cenușăreasa e cea mai oropsită dintre prințese, despre ce vorbim. E cea mai tristă, cea mai vai de mama ei, cunoscută pentru mătură, nici de cum pentru altceva. The glass? Any way you can make him more comfortable? No. But you just did a whole thing. Even magic has its limits. Totuși nu cred în cenușăreasa. Dacă pantoful era de sticlă, în momentul în care l-a pierdut, nu s-a ciobit, adică n-au mai trecut căruțe, n-au mai trecut dovlecei cu căluțe. Cum de-a scăpat ei din picior acel pantof? Adică era mai larg, nu? Păi dacă era mai larg, nu putea să intre și alcuia. Păi cum i-a... Cum i-a scăpat? Alergi, în pantof de alergat, mai a fugit săraca. I have dreams that I have to chase. Mie îmi place că toate se mai...
Măritișul e maxim ce poți să primești în viață. Ce altceva poate să fie frumos decât să te măriți? Și practic primești binecuvântarea asta a măritișului și ești salvată. Seara. Eu sunt Cernușăreasă. Pentru cine nu știe, povestea mea este un fel de 50 Shades of Grey pe înțelesul copiilor. În povestea mea eu sunt legată și maltratată de surori, dar iubită de prinț în 50 Shades of Grey. Ai văzut 50 Shades of Grey? Am văzut și am râs mai Nu, am râs mult de tot. Morala ambelor povești este că dacă te împiedici când trebuie și acționezi ca o sclavă bună la suflet, ai toate șansele să întâlnești un prinț bun care să se căsătorească cu tine. Mi-am intrat în rol. Aplaudat. În România am văzut că ați aflat toate povestea mea când erați mici. Bun, și ca să nu spuneți că exagerez, povestea mea a fost inspirată de o sclavă, Rodopis, care s-a măritat cu regele Egiptului, pentru că un vultur i-a dus un pantof regelui și el s-a îndrăgostit de ea. Super! Probabil era un foot fetișist. Asta așa toți dansatorii. De ce stau în săracii? Probabil era un foot fetișist anonim despre care nu știm decât statutul, nu și numele. Asta dacă nu cumva era bendeac. Da. Pentru că picioarele îi plac și ar băga absolut orice în gură. A fost atât de obsedat de picioare, a mers atât de departe, încât și-a băgat picioarele chiar și în emisiunea asta. Nu știu de ce îmi vine să mă uit tot la tine când e vorba de el. Dar m-am obișnuit, e o chestie din obișnuință. Când e vorba de el, mă uit încoace. Da. Fetițele adorm în fiecare seară ascultând povestea Cenușăreasa și visează că într-o zi o să se mărite cu un prinț bogat și, din păcate, ajung cu un Irinel Columbeanu bătrân, chel și sărac, sau poate chiar mai rău, ca Doina Teodoru, care e cu un bucătar de care auzi că e șef pe undeva, pentru că toată lumea îi spunea șef Scălătescu. Sad face. În povești, numele prințului este mai puțin important. Așa e, mă. Ce trebuie să știm este faptul că e prinț și e bogat. Și al meu și al prietenei mele, Alba ca zăpada, e prințul. Ca și cum pe soțul tău, Delia, l-ar chema bărbatul. Că bogat știm că e. Ea e mâncătoreasă. Și a pierdut niște tacâmuri. Și a umblat prințul cu tacâmurile să vadă cine e aleasă. E bogat pentru că te are pe tine. Acum, eu chiar nu înțeleg de ce să plângi după criptomonede când ai criptonita acasă, știi ce zic? Delia, fie chiar ți s-ar potrivi rolul de prințesă. Yeah. Chiar ți s-ar potrivi. Nu ai observat că nicio poveste prințesele nu nasc? Nu fac copii. Doar reginele nasc. Așa, așa că las-o pe... Finuț. Regina Andra și tu mergi pe drumul tău. Oh my God! Au! În tot acest timp, de când există povestea mea, încă nu s-a elucidat misterul cum de acel pantof e posibil să fie atât de larg încât să-mi scapă din picior și apoi să-mi vină la fix în momentul în care mi-l pune prințul. Logic. E? Logic. Picioare umflate. Aștept că povestea originală era mai sinistră. Că alea surorile și-au tăiat degetele ca să le intre în pantof. Deci povestea originală e mai... Trucul ăsta cu pantoful e vechi de când lumea și nu sunt prima care l-a făcut, dar sper din toată inima să nu-mi dea și mie emisiune pe Antena Stars, că nu am veleități. Toate fetele vor să fie ca mine, pentru că în povești se spune că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Dar nimeni nu arată ce s-a întâmplat, de fapt, după căsătorie. E ca și cum la TV ai arăta povestea lui Reghe cu Ana Maria Prodan doar până acum 15 ani, înainte să se căsătorească, că ce a urmat după căsătorie a fost K1. Da. Și vedeți, se zvonise că pentru divorțul ăsta ea s-a antrenat cu Alexa și chiar n-a fost o minciună. Mamă, ce palmă i-a dat și ăla. Mamă, mamă, mamă. Ciao.
Oricum, în cazul lor, el e cenușă reasa. Să știți că sunt foarte supărat pe voi, pentru că mi-ați luat șoriceii și i-ați adus aici la emisiune, i-ați aruncat într-un colț și i-ați lăsat să chiței acolo fără să-i bage nimeni în seamă. Chiți, 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 chiți. Ba, dacă o poți, hai acasă, vă rog frumos, că aici nu-i mare brânză. Gata, acum, hai că venim, cum să nu. Bună, bună. Primele influenceri, ți-am fost noi. Cenușă reasa, Alba ca zăpada, Belle, prințesele sponsorizate de Disney. Acum au apărut influencerițele moderne. Bia Khalifa, Bianca Drăgușan, Simona Senzual și Mihai Trăistariu, sponsorizate de OnlyFans. Dintre toți de aici, cred că cel mai bine mă înțelege Chelu. Adică el știe cum e să suporți toate nenorocirile din jurul tău și să trebuiască să aștepți ora 12 ca să poți pleca și tu acasă. Cred că e o problemă faptul că azi fetele își pierd virginitatea mai repede decât pantofii sau cel mult le pierd pe amândouă în același timp. Cu toate că România a avut foarte multe prințese reale, singura prințesă care este ascultată de români este Prințesa de Aur. Cine puțin? Ce e asta, Prințesa de Aur? Cam ce crezi că e? O manelistă. Nu, frate, un speaker motivațional. Ce? Speaker motivațional. Nu știu de ce am fost chemată la umor. Sunt o persoană delicată, sensibilă, abuzată emoțional de familie, nici de cum amuzantă. Sunt la fel de potrivită aici cum sunt Teo și Viola, stand-up involution. Stand-up involution. Te-ai găsit tu cenușă reasă să-ți dai cu părere. N-am mai văzut atâta carismă la un loc de la cutremurul din 77. La Costel altceva, oricum, l-au adus aici în regim de urgență și de asta are fața asta de parcă ar fi mereu pe perfuzii. Dar bine că te-ai tuns. Să nu-ți mai zică lumea să rup mâna. Deși umblă vorba că Badea îți mai zice așa din când în când că îi mai trebuie și lui spectacole. Oh, exact. Inițial au vrut să-l cheme pe micuțul în juriu, dar și-au dat seama că esențele tari stau cel mai bine în sticluțe mici. Adică ne plac mașinile, dar nu ne luăm basculante, știi ce zic? Au, o să-i transmit. Care e sosul preferat al lui micuțul? Muștar. M-am gândit, ce s-ar fi întâmplat dacă pantoful de sticlă se potrivea mai multor fete? Până la urmă nu sunt singura care poartă numărul 36. Exista chiar riscul să-l nimerească și pe Costel. Am nasul mic, ce vrei să fac? La Delia nu e cazul pentru că ea poartă doar Adidas. Oricum nu e ușor să fii prințesă. Și oricum dragostea durează 3 ani și magia dispare la miezul nopții. Așa că eu o să fug. Promit că nu o să-mi mai pierd pantoful, dar vă rog, fetelor, să-mi promiteți și voi că nu o să vă mai pierdeți timpul cu tot felul de prinți deghizați în cai. Sau era invers? Mai bine vă luați un Pinocchio. Știți? Măcar îi crește câte ceva la fiecare minciună. Minte-mă! Bine! Minte-mă frumos! Bun, 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 bravo, bravo! Cenușă reasa! Mai ai 5 minute. Atât vreau să vă spun, mai am fix 5 secunde, dacă mă transform, nu mai continuați filmarea. Cenușă reasa, mai am un pic să te întreb, cât e pe curățenie, cât costă la tine curățenia? Costel, odată o vezi pe cenușă reasa și o abordezi greșit. Eram curios cât costă la ea curățenia. Mam. Odată ce te pricepi la a face curățenie, pe bune, fă un ban din asta, se câștigă foarte bine din curățenie. Cenușă reasă, fă-ți o firmă de curățenie în palate și depășești lejer averea surorilor tale. Pe bune, think business. Ce faceți aici? Bună. Uite, noi suntem șoricei care trag la caleașca ta. Doamne ajută, hai acasă. Mi-a plăcut foarte mult cenușărea asta noastră. Mi se pare că a venit cumva hipsteriță.
A fost o cenușăreasă din ziua de azi, care era la curent cu toate subiectele, cu toate bârfele. Pare destul de complicat să fii prințesă. Rochile astea sunt extraordinar de greu de purtat. E foarte greu să existi într-o rochie din asta. Așa e. Dacă nu mă crezi, te rog să încerci. Gata, vă pup. Mulțumesc, bine. Da. Hai că mergem și noi, că tragem caleașca. Hai la caleașca, hai că acum începem să ne tragem. Începem să mă tragem. Legolas Ileana și... Ileana a fost, era ok. Da, Taliel, Legolas, direct Legolas. Frumos nu era cazul domnului Natanticu. Nu mai trage de mine! Dacă erai nascut! Nu clezi. Un gherban. Bă, taci un pic! Te rog eu frumos! Am văzut cuplul modern. Mai bine mă duc înapoi, la meu! La meu! Ce ai făcut? Capra cu trei iezi! Ia uite! Era o capră străcuță, era sexy. Am observat că vă lipsește o capră și v-ați ales cu un iet. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu cred că vă... Și ți se va da! Mersi mult! Ai rămas fătălău frumos! Oare ce personaj de poveste va veni? Asta e curiozitatea. Elon Musk. Elon Musk? A. Da. Dacă tronul este 2D, înseamnă că invitatul stă în picioare. Deci dacă stă în picioare, vrea ceva. Dacă ne ceartă, e proprietarul castelului. Alexandru Lăpușneanu. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Făt Frumos și Ileana cu Zana. A fost frumos și Ileana cu Zana. Balușul gros? Casa loc. Hei, Făt Frumos! Sunt Făt Frumos, am. Sunt prietenii mei, sunt prietenii mei, sunt prietenii mei. Domnul Natantic, că eu am pus asta cu Balușul gros. Să fii tu ce scoată, tot timpul te ții după mine. Te ții după mine asta. Bă, dar lasă-mă în pace, mă! Ha, 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 excelent! Lasă-mă în pace! Bă, dar nu înțeleg, ea gata! Ce gata? Eu nu înțeleg de ce ați invitat-o pe ea, nu înțeleg de ce... Bă, Ilean! Ai, mă! Gata, te rog eu frumos, oameni buni! Ce vreau să vă spun? Până acum ea, în povești, era ok. Ba, era în castel, ba, era cu mărul în gât. Oricum era, bă, n-avea replici. Acum n-aveți, doamne, totul politically correct. Nu, nu, până la urmă ce faci? Te bați tu cu zmeu sau cu caritatea? Adică eu să mă bag cu zmeu? Bă, taci un pic, nu te mai băga peste mine, te rog eu mult. Vă jur, o iau razna, credeți-mă. Zilele trecute, oameni buni, m-a pus pe mine să mănânc jăratic. Bă, ești... Ce era să fac? Ce era să fac? Eu i-am zis, bă, nu eu mănânc jăratic. Calul mănâncă jăratic. Și a zis că nu știe ce mănâncă armăsarul, dar la ce rezultate a dat, ar trebui să văd care-i treaba și să mă apuc și eu să fac același lucru. Da, râzi, râzi. Nu, mă lași, mă lași. Morcov. Corect. La cum arată, mai degrabă zici că suror decât... Legolas Ileana și... Ileana Pozânzeana, ai că era ok. Da, Taliel, Legolas. Direct Legolas ăla. Cum era Făt Frumos? Ce Făt Frumos, mă, era... Dacă te uitai așa. Nu. Nu știu, mă, cineva a făcut mișto de el. Dar numele ăsta, că numele ăsta trebuia să fie pentru cineva care, nu știu, să fie cu suflet bun, să fie din poveste, așa, ceva, un personaj minunat. Îl vezi, pe ăsta și căpcăuna, au greșit, cred că, nu știu, Dumnezeu, cineva a făcut o, a dat o eroare în sistem. Foarte mult opta cu Ileana Pozânzeana, mi se pare că e cea mai hipioată. Că e blondă, care are codițele alea, că-i flutură părul ăla frumos, care hainele alea albe, adică mă duce în zona de festival. Și a și venit în soție de Făt Frumos și s-au certat și Făt Frumos nu prea a lăsat-o să vorbească, ură din partea lui, un ghiorban. A te rog să mă scuzi că mă duc până la că am mâncat niște urzici și... Hai, du-te! Bine că n-au fost de alea otrăvite! Taci! Taci! Vezi, de la cine ai mâncat urzicile alea? Cum vă imaginați că arată? În niciun caz ca Făt Frumos? Păi trebuie, în primul rând, să fie frumos. În primul rând, de ce mi s-a pus mie numele Făt Frumos? Chiar de ce? Păi, până la urmă, chiar de ce? Eu, ce-am crezut eu? Nu mai le trage de mine! Dacă erai născut, erai nascut. Vezi? Exact, putea să spun asta. Dar ce mă, eu Făt? Cine a mai văzut cineva, pe altcineva, să fete frumos? E jenant, bă, niște minciuni. Mucles, te rog. Totdeauna mi-am pus întrebarea de ce se numește Făt Frumos. Eu când am auzit Făt, nu m-am gândit la ce au zis ei că atunci naști sau ceva, dar m-am gândit la fătul din... tot din burtă, practic.
frumos nu era cazul domnului Nathan Ticu. Oameni buni, toată ziua sunt pe drumuri. Tot felul de task-uri. Du-te și ia salată din grădina de aur. Treci să iei pâine de la cuptorul de argint. Ia și niște mere din pădurea de cupru. Și toate astea pentru ce? Să-mi dea taso mâna ei. Bă, oameni buni, la câte comisioane sunt de făcut, știi ceva? Până la urmă am și eu mâna mea, n-am nevoie. Bă, taci un pic! Lenuțo, te rog eu frumos! Și după ce reușesc eu să iau de la Taso, ce să vezi? Mi-o fură zmeu, tată, da. O țin ăsta închisă, ia eu ca prostul, mă duc după ea, că nu mai pot să o iau eu înapoi. În primul rând, a crezut cineva vrăjeala aia cum îl iau eu pe zmeu și îl bag în pământ până la glezne? Bă, bă, vrăjeală, mă, am zis și noi așa, ca să pară cum mai interesant. Și care-i treaba? Până la urmă, omul nici n-avea chef, omul, zmeu, n-avea chef de lupte, pentru că el tocmai ce se bătuse cu harapalm, în fine, alte chestii, altă treabă. Bă, taci, fiecare dată. Dumnezeule, Doamne, dacă aș avea o putere, în fine. Revenind la harapalm, harapalm, cine a știți ce înseamnă harap? Om din Africa și autorul la mișto i-a pus alb. Bă, vreau să vă zic că asta mea când a auzit de harap, vezi, omul din Africa, a nebunit. Băi, nene, ia mai lasă-mă cu vrăjeala asta, că deja nu te mai suport. Ia, auzi, deci hai să ne înțelegem așa, în prima fază. Nu ți-ai luat pastilele sau ai nevoie de tampoane sau exact cam care-i faza? Că nu, nu pot să înțeleg. Dacă noi ne-am căsătorit, spune-mi adevărul. Ai pe alta? Păi, mă, ești nebună, pe cine să am? Pe fata lui regelui albastru, ești nebun la cap? Dar ce treabă am eu cu fata lui Florin Sala, mâncați și gurată, că e... Acum pe bune, vorbim serios. Te știi cum e? Toate poveștile se termină. Am încălecat pe-o așa și m-am spus povestea așa. Așa am zis. Așa acum! Zi-o tu pe aia dreaptă. Ai zis că vrei să te faci cântăreț, da? Da. Da. Și eu ce am zis? Că îți fac formație, da? Că ți-l aduc pe Leodor Împărat, că ți-l aduc pe Harapal, pe cine vrei tu și îți fac formație. Și tu ai zis, no, că sunt la formație de manele. Corect. Adică tu, care e filmul tău? Tu vrei să fii cântăresc? Tu vrei să faci sala palatului de unul singur? Da. Tu și Fuego. Da. Doi nebuni, nebunilor. Aulă. Da? Voi vreți să vă puneți aripi, să zburați prin sală sau ce, ca doi îngeri? Păi da, mie mi se pare foarte corect. Până la urmă. Își face calea, măi. Dă perdele la o parte de zi. Păi, da, de la periile, de la Dacia. Dar fii atent. Când doi oameni se căsătoresc, da, cele două suflete trebuie să devină unul singur. Da, nebuna mea. Da? Da. Păi și care e problema? Păi problema e că tu vrei să devenim unul singur, adică Ileana Cosânzeana. Femeie, termină. Eu sunt un om liber. N-am nevoie de așa ceva, să mă schimbi tu pe mine. Păi de ce nu-i spui asta? Și lui maică ta, atunci când vine la noi de fiecare dată, și nu înțeleg de ce. De ce deci vine? Nu înțeleg de ce vine, poate că trebuie să schimbe ție cumva scutecele sau altceva, că altceva nu înțeleg. Deci eu gata. Din momentul ăsta nu mai pot. Vreau să divorțez. Aoleu, ce ai făcut? Hai, lasă-mă. Da, mai bine mă duc înapoi, la zmeu. La zmeu? Da. Ce ai făcut? Oh, Ileanu. La zmeu. Hei, 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 hei. În primul rând ați greșit emisiunea asta. Da. Ai umor, nu este doctor Cristian Andrei sau cine. Băi, ce Cristian Andrei, frate, că se adevărul nostru. Adică unde mă, adică să... te duci? Adică la... tu nu treci chestia. Alo, sora mea, dar ce tu faci așa? De unde? Ia fii atent. Da, știi, ce? Știi ce știu eu despre Costel? Ce? El se poartă foarte frumos cu soția lui acasă. Hai, lasă-mă, și de unde? De fiecare dată, când el se plece la spectacol, la stand-up comedic sau oriunde se duce, el își sărută soția înainte de plecare. Așa este. De ce nu faci chestia asta? Păi ce mă, eu știu pe soția lui Costel. Dar ce am nebunit? Hai, lasă-mă, Doamne, iartă-mă! Până la urmă, și care-i treaba? Și asta cu zmeu, că te duci la zmeu. Păi zmeu e fiert, e nebun după tine, ăla tremură. Până la numai când aude că ne certăm și acum cedă, așa. Da? Da? Știi ceva? Ce? Deci fii atent, eu zic așa, din momentul ăsta noi ne-am despărțit. Hai, eu nu mai cred în tine, nu înțeleg de ce te-am luat, de ce ne-am măritat. Așa, ne-am măritat. Și tu un romantic, că nu știu ce. Dar gata, din momentul ăsta vreau să zic așa. Eu sunt singură, da? Și să fac un anunț. Ia zi. Cei care își doresc să aibă o relație plină de iubire, de pasiune, de respect, de încredere, de armonie, de absolut orice ar putea să facă o femeie fericită, vă rog să mă contactați. Da, și eu la fel vreau să zic, dar nu cu așa multe pretenții. Eu vreau doar un fund bombat, buze mari. Gata! Deci să știi că între noi s-a terminat, nu mai am cuvinte. Se amestecă poveștile. Eu nu cred. Nu cred! Nu cred că vă... Și ți se va da. Mersi mult. Dar ce e aici? Energie!
Ce asta, mă, nene? Ce ați făcut, mă, nene? E o feministă în sufletul meu. Am zis, măi, ia să-l învățăm o lecție pe domnul Făt Frumos. Madonna cu Britney Spears! Ce ați făcut? S-au lipit foile de povesti. Pă bune, cum? Au lăsat cărțile una peste alta, da. Și uite cum s-au... Cum s-a întâmplat asta? Nu știu câți oameni să fie de acord cu această chestie, pentru că nu, în momentan nu e legală această căsătorie între oameni de același sex, adică Ileana Costanțeană și cu Albă ca Zăpada, dar a fost plăcut de privit. Păi suntem în trend, nu? Cu ce se întâmplă în 2022. Da, într-adevăr, pe vremea noastră, nu, Doamne ferește, ce era asta? Nu se putea întâmpla asta niciodată. Dar acum mi se pare că e mai logic să se întâmple așa. Ce e? Stai să arătăm și aprecierea. Da, da. Oh, i-au arătat și... Da. Primesc. Și-a plecat fericit, se trăi toate în bătrâneți. Ai rămas fătălău frumos. Eu nu știu, nu aș fi rezistat ca Făt Frumos. Eu m-aș fi simțit foarte... prost așa. Mă, dar tu ce ai făcut? Ai rămas singur acum? Nu, eu am încălecat pe ușa, dar evident singur. Da. Zici că e hrușcă. Hrușcă, mă, direct, dacă doriți la sala Palatului. Zici că e hrușcă, mă. Împodobește, mamă, șaua, sau ce mai... Am revenit, da. Deși ne-am găsit. N-am o problemă cu prestația artistică, nici cu rezolvarea. Totuși, vocea este doar aici sau e și acasă? E și acasă. Nu este acasă. Deci dați-mi voi să vă spun. Ești un bărbat puternic, liniște. Acasă. Ești într-o cameră și eu stau în cealaltă cameră, ca să ne înțelegem, da? Da, da. Așa că să nu te mai aud. Deci dai seama dacă de acolo se aude. De acolo se aude cum vorbește un cavaș gura. Deci îți dai seama. Eu am noroc că am câini și scodes. Asta e, asta e scăparea mea. Bă, trebuie să recunosc că a fost un moment amuzant până în clipa în care a devenit foarte obositor. Vocea aia stridentă de prințesă a zilelor noastre, maca-maca-taca-taca... Bă, oare și prințesele medievale vorbeau atât de mult? Deci, în primul rând, voi doi arătați ca doi elfi din stăpânul inelelor. Da, să vezi, da. Să vezi urechi. Deci vreau să vă aud vorbind Alice. Un pic de elfiană. Uite, vezi, asta aici ne-am stricat. Așa, în primul rând. Da. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu știam că tu ești brunet. Făt da. Frumos din lacrimă. Albit! Albit. Pe piept e brunet. Așa. Uite-te un pic aici. Neîngrijit, Făt Frumos. Părul ăla cobora așa, rădăcinile nevopsite și săraca Ileana Costanțeană. Pe bune, dacă nu. Deci este, o înțeleg. S-au blazat. Amândoi mi s-au părut foarte blazați. Deci trebuie să mergeți la terapie de cuplu. Da. Este un site la Ghionoaia, care e terapeuta. La Ghionoaia. Ghionoaia este cea mai mare psihologă din pădure. Da. Este, trebuie să vă faceți programare la mama pădure. E vrăjeală, vrăjeală. Aia, aia nu e. Nu? Dar voi mai vreți să fiți împreună? Nu! Nu! Am văzut cuplul, modern. Cuplul care s-a aprins foarte rapid la început, după care când a venit cu adevărat viață, realitatea peste ei, i-a copleșit. Strălucirea, sclipirea de la începutul relației s-a dus. Acea scânteie. Să știți că în momentul în care nu mai merge o relație, știți ce trebuie să faceți. Să-i scot mărul din gât albe ca zăpadă. Asta ar... Ce? Un copil. Așa e. Asta e menirea. Asta e terapie de grup, nu de cuplu. Să te zămislească, Costel. Gata, am plecat. Lasă-mă în Doamne, iartă-mă. Bine, atunci. Haideți. Haideți. Sper să vă împăcați! Excelent! Abia acum au sens natanticii, vezi? Și seamănă, bă! Toate poveștile astea pornesc bine, dar sfârșesc rău. De ce? Pentru că nu se cunosc foarte bine. Făt Frumos se duce să o cucerească pe Ileana Costanțeană, dar nu au timp să se cunoască. Nu-și dau timp! Și după aia ajung să aibă scandal. Trebuie câțiva ani de concubinaj. Ai puțin de albă ca zăpada pe la mine. Mersi mult de tot. Mai a rămas amintirea pe buze. Mă retușez după acest sărut pasional. Am mâzgălit-o toată. Tu chiar ai crezut că o să te pupe pe tine? Dar el aștepta, el era tot cu buze închise. Am făcut-o să aibă, să creadă lumea. Ia uite albă ca zăpada, sang. Da, mult mai bine. Și imaginam cum o să ne jucăm noi codițele. Cu... Da. Domnul Hrușcă, dacă aveți un mesaj pentru țară, pentru...
Paște fericit. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul cât e lin, fru. Tu nu vei să facă rău. Unză verde, gemălin. Ești bine, mămică? Bă, sunt bine, doar că atât de aș vrea să mă desfășoar. Atâtea... Da, desfășoară-te, n-cu! Nu. De ce nu? Desfășoară-te. Fii crazy, urcă-te pe masă, dansează, cântă, spune o poezie. Știi care e faza? Că tot mai voiam să... Ia, hai să ne urcăm pe scaun. Nu vreau. Ce faceți acolo? Ce faci? Ia, mă instigă, că este ce... Hai să fim crazy! Hai să fim crazy! Mă ispitește! Ia de fapt ce mă ispitește ea! Ea mă ispitește mai mult pe acțiune și mai puțin pe vorbă. Eu acum sunt pe vorbă și mai ea puțin. Ești la nivel, ești bine la nivel. Unde eu sui? Doamna Delia, dacă vă rupeți un picior... Cade să moară, se rupe. Gibilică, nu, treci înapoi. Se rupe Gibilan, se rupe masa Gibilan. Cu mine și fac istorie. Atenție, privirea la scenă. Noi nu vrem să fim atenți, vrem să ne desfășurăm. Aplauze! Dar cum arăți cu uite, Delia, cum arată domnul așa cu... Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Capra cu trei iezi! Ia uite! Aiele, tot ce vrei, adu-te din pădure, pentru copilașii mei. Era o capră străcuță, era sexy. Ai recunoscut-o, Lucia? Da, Capra cu trei iezi este aceeași măicuță eternă care ne-a bucurat în acești ani prin aparițiile ei demonice la umor. Magdalena Chihaia. Eu îmi caut iezii. Nu știu unde sunt. Unde sunt iezii? Păi nu știu că i-am rătăcit, i-am pierdut, se jucau mai devreme pe aici, nu știu unde s-au dus. De ce știi? Pra... trei iezi. Adun fructe din pădure pentru copilașii mei. La 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 la. Bă, dar este macabru, macabru, adică este ceva de neimaginat. Este de o violență și de o... Nu, dar bine, multe povești sunt așa. Există un film Capra cu trei, cu Maia Morgenstern? L-am făcut acum. Cum se numește? Să te salvezi, Capra cu trei. Are you serious? Da. O, mă, că nu cred, vreau să-l văd. Like, I'm... Deci, da! Eu sunt capra. Ești libădiși. Am observat că vă lipsește o capră și v-ați ales cu un ied. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dor de mamă. Eu zic că nu ți-a dat țâță la timp. Așa este, să știi. Să revenim la relația nefirească între lup și capră. A fost o zi de poveste. L-am găsit prințul? Walk. Nu știu. Nu? Nu. Unde mai poți vedea toată nebunia asta? Mă duc într-o caleașcă pe un cal alb? Basmele Ai Umor se deschid pentru dumneavoastră. Ai un cal alb, nu? Ești sărac? Bună seara, iezii mei! Eu sunt capra. Ești nebădiși. Ia, bite! Sunt capra din poveste, că vorba aceea. Capre suntem toate măcar o dată, nu? Lălei! Am observat că vă lipsește o capră și v-ați ales cu un ied. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Vă rog mult să nu-mi spuneți că era bătrână și bolnavă, că să mă ierte Dumnezeu, dar nici iedul ăsta nu-i prea sănătos.
Să știți că vă aștept la niște Yetok. Am niște Yetok-uri extraordinare. Yetok, intrați pe canalul meu de YouTube, Yetok, și acolo vă explic tot ce se întâmplă cu lumea asta. Oh, dar ce ai puțin, mămică? E dor de mamă. Eu zic că nu ți-a dat țâță la timp. Așa este, să știi. Vai, am auzit că ești și neînțărcat, e adevărat? Da. Pentru că mi-a dat o țâță și de asta, în viața asta, caut două. Lasă că-ți dau eu lapte, stai liniștit. Mamă, laptele tău e praf. Nu este praf, e natural. Așa spui tu, așa ziceți toate. Așa e românul, domnule, dă-mi puținul meu, îți dau și ție. Este natural și este foarte sănătos. E de soia. După cum bine știți, ghinion creangă, bineînțeles. Ghinion creangă. Eu am o poveste foarte tristă. Da. De altfel, toate caprele au o poveste tristă pentru că nu este nimic vesel în a fi capră. Da, nu este amator. Nimic. După cum bine știți voi, eu în poveste am trei iezi cu cuieți. Ușa mamii descuieți. Ce să ia cuieții? Eu am găsit cu cuiezi. Ce înseamnă cu cuieți? Habar n-am și nu mă interesează. Vă rog să nu-mi explicați. Cucuiet vine din franțuzescul cucuiet. Se scrie C-O-U-C-O-U-I-E-T-T-E. Și înseamnă neastâmpărat. Iezii sunt cucuieți pentru că ei au capul plin de cucuie. Sunați unde trebuie. Că pe vremea aceea, după cum bine știți, bătaia copiilor era ruptă din rai. La cap. E, în ziua de astăzi, este ruptă din lege. Așa că dacă revenim un pic la iezișorii mei, ei aveau caractere total diferite. Dar nu pentru că erau din zodii diferite, ci pentru că erau făcuți cu tați diferiți. Totuși gemeni. E niște poveste, hai că îmi place, începe să-mi placă. Totodată am învățat că nu este bine să ne lăsăm copiii singuri acasă nesupravegheați. Este foarte important să avem o parolă puternică. După cum vă aduceți aminte, Ion Creangă a folosit litere și cuvinte. N-a folosit niciun caracter special. Mălăiești și încălcăi... Nu, aici, clar, Ion Creangă m-a făcut nespălată pe picioare, dar nu e adevărat. Smog de flori la subțior, dacă vă aduceți aminte. Nu, că aici m-a făcut neepilată. În fine, ce să zic, mulțumesc, Ioane. Ion Creangă a spus că lupul mi-a mâncat iezii și a murdărit pereții casei cu sângele lor. Wow! Ce poveste frumoasă! Poveste de a dormi copii. Story, da. Păi, cum adică? Adică eu am stat după aia să zugrăvesc ca proasta singură toată casa și le-am mai pus și capetele iezilor în geam. Nu, așa era la asediile medievale. Puneau morți în picioare să pară mai da, mulți. Da, da, să faci poveste. Păi da, da, să știi că pe mine m-a afectat foarte tare chelul. Foarte tare m-a afectat. Pentru că mie mi-a dat jos de pe geam toate mușcatele. Da. Bărbații da. Nu sunt pasionați de flori. Foarte interesant ce s-a întâmplat, să știi. Foarte interesant faptul că mi-am dat seama că practic nu știu povestea. Ăla pune capetele la geam, adică nu mi-amintesc așa ceva. Până la urmă eu l-am momit pe lup, așa cum bine știți, și l-am invitat la o cină foarte gustoasă, pentru că știam că n-o să mă refuze. Încă de pe vremea aceea, caprele care știau să gătească erau foarte apreciate. De ce a acceptat lupul? Nimeni nu se întreabă de ce a acceptat lupul, păi, să lupul vină. Lupul avea un interes. Ce exact. Interes? Și era spus... și îndrăgostit de capră. Dacă era îndrăgostit atent... de capră. Da, păi a zis. Bun. Să revenim la relația nefirească între lup și capră. Deci ea l-a chemat la... și i-a întins bine. O capcană. I-a întins o capcană. I-a pus, da. Uite, a tras-o, da. Acoperit... Da. Da, ok. Eu asta n-am înțeles din povestea asta. Ok. Deci după ce am mâncat ieduții, deci e cu burta plină, vine la capră și capra îi face sarmale. Din ce i-a făcut sarmalele?
Sarmale de mamut siberian. Știm că există bărbați care își vând trupul pentru un castron de ciorbă, dar haideți să trecem totuși mai departe. Scuzați-ne, doamnă capră. Mai departe se întâmplă așa. După cum știți, finalul este sadic, pentru că așa îi place lucreangă. Să fie sadic și brusc. Eu cred că el s-a cam plictisit sau a trebuit să plece undeva. Da, da. Și m-am gândit așa că și eu trebuie să plec. Cum se termină povestea originală? Că eu chiar nu știu. Da, cum puteți să povestim? Știi cum se termină? Nu, chiar nu știu, îmi pare... Arde în flăcări lupul. Da, mă, cade în chestia aia, în capcană. Cade în timp ce mănâncă, cade în groapă. Mulțumesc, gata, nu mai am alte întrebări. Nu mai știam cum se termină povestea. N-am înțeles la un moment dat de ce l-a invitat la masă, l-a pus deasupra gropii, adică a creat o capcană ancestrală pentru dușmanul care a greșit. Acum da. Lista aia cu întrebări... Da, eu mai am, doamna capră. Spuneți, domnul Ied. Pare că ați trecut foarte ușor peste această traumă a pierderii ieduților. Ce tehnică de mindfulness ați folosit ca să vă, să trăiți în well-being? Oh my God, who are you? Vai, întrebările lui Costel au fost cel puțin... au fost un haos. Oh, 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 maestre! Nu pot decât să apreciez efortul intelectual al domnului Costel în aceste momente de grea cumpănă. Și consider că această întrebare nu are nevoie de răspuns, pentru că este amuzantă, luată ca atare. Doamna capră, da. Ce vârstă aveau iesișorii dumneavoastră când ați plecat de acasă și i-ați lăsat singuri? Erau mititei. Tocmai de asta sfătuiesc pe toată lumea să nu lase iesișorii nesupravegheați. Am mai avut și eu niște întrebări, dar n-am avut loc de el. Deloc. Și până termina cu întrebările, până se lămurea, până ce nu mai avea sens întrebarea mea sau oricare altă întrebare. Doamna capră, da. Înțeleg că ați omorât lupul. Ideea este că știu că l-ați omorât pe lup din viața reală, dar lupul din... Mamă, nu cred că zice asta, nu cred. Vrei să mergem? Vrei? Nu, 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 stai aici, că mai încheiem acum. Așa, în fiecare om e o capră și un lup. Așa. Înțeleg că ați fost mai mult capră. Și că de la un punct încolo ați fost și lup. Dar v-ați îmblânzit lup în interior? Doamne! Nu, caut un îmblânzitor. În fiecare om e și o capră și un lup în el. Asta e o memă cu un... E o memă veche. Veche, nu-i veche. E un meme, Carmen. Cu... În tine sunt doi lupi. Și s-au făcut foarte multe meme pe tema asta. Da, a venit cu... Dar n-ai cum să... Nu știu cum să-ți o explic. E scoasă din context și dacă nu știi memele cu în tine sunt doi lupi, nu o să guși gluma. Dar a fost o glumă foarte bună. Păi asta e, dar nu pot să-ți explic mema. Să trecem peste virgulile acestei emisiuni. Păi că s-a terminat povestea. Dumneavoastră ați terminat? Eu termin mai greu, dar am terminat, da. Condolențe. Bravo! Știți bancul cu ied? E dimineață, domnule, hai să mergem acasă. O seară frumoasă, mulțumim frumos. Asta e închei, rând de aplauze. Aleluia! I-a venit mintea la cap. Situația în cazul caprei a degenerat în această seară de ai umor. S-a vorbit mult, s-a vorbit degeaba, s-au vorbit tâmpenii. Tragem doar câteva concluzii sau trageți-le voi, că mie nu mai trebuie nimic la ora asta. Eu n-am înțeles, jur, în continuare, repet, n-am înțeles întrebările lui Costel. Reiau. N-am înțeles întrebările Costel. Reiau din altă poziție. N-am înțeles întrebările lui Costel. Băi, da. Vreau să te felicit, da, că de fiecare dată când vii, faci câte un rol fenomenal și ți-l asumi și îl duci până la capăt. Și deși dinspre juriu uneori vin niște întrebări incomode, ești foarte elegantă. Te-ai jucat cu ei, le-ai răspuns frumos. Sunt foarte curios următorul rol. Unde, ce poate să mai facă, frate? Hey. Ridică-te și umblă. Aolo, m-ai înviat? Mulțumesc. Albă ca zăpada, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi în această seară, în această poveste șirobolantă și plină de magie și de... Mulțumesc! Foarte pe rând că te-ai simțit bine, dar așa a apărut. M-am simțit foarte bine. Ai făcut o echipă senzațională cu colegul nostru, care nu prea face echipă cu nimeni. Serios? Da. Păi înseamnă că mi-am găsit prințul, nu? Mi-am găsit prințul? Walk.
Nu știu. Nu? Nu. Cum te-ai simțit, Cătălina, astăzi? Te-ai simțit protejată? Da, m-am simțit... Și eu m-am simțit protejată. M-am simțit băgat în seamă. Păi cum e? Te bag în seamă în mod normal? Nu prea să știu. Vorbim despre alte chestii. Ah. Așa. Acum o să mergem, o să-l invit pe Chelui să mă invite el, de fapt, mai departe, acasă, nu știu. Mă duci într-o caleașcă pe un cal alb? Ai un cal alb, nu? Ești sărac? Da, altcineva. Eu am fost mai drăguță și, sincer, am încercat să găsesc în el un sprijin. Adică, efectiv, să găsesc acel om care să mă înțeleagă. Că asta fac nenorociști așa din poveste și nu mă înțeleg. Și am crezut că în tine o să găsesc asta. Și tu ce faci, de fapt? Mimez. Și eu. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Să fim foarte amuzanți! Doamna Săpata! Da, doamna Săpata! Ai fost minunată! Domnul Ied, ați fost foarte drăguț! Facem și noi ce putem! A fost o zi de poveste. Unde mai poți vedea toată nebunia asta aici? Toate personajele astea? Doar într-o culegere de basme. Exact. Basmele Ai Umor se deschid pentru dumneavoastră. Citiți povești, nu uitați să rămâneți veșnic copii în suflet. Râdeți mult, râdeți tare. Bucurați-vă de sărbătoare.